M-am bucurat în seara aceasta, când am ajuns între frați aici la Bruc, că am auzit mărturii, am văzut zâmbete pe fețele fraților, am văzut saluturi frumoase și cineva m-a mărturisit că astăzi Domnul a fost prezent în locul acesta. Dar eu cred că și acum Dumnezeu în locul acesta a slăvit să fie numele Lui. Și pentru aceasta se cuvine să-L lăudăm. E așa că prezența lui Dumnezeu a adus multă bucurie. Și mă bucur că Dumnezeu aduce bucurie. Și ce spunea Maria când a venit îngerul și a dat vestea? Preamărit să fie Dumnezeu că a privit la starea smerită a roabei sale. Să știți, fraților, că Dumnezeu se descoperă când noi avem o stare smerită înaintea Lui, de permanentă recunoștință și recunoscând totodată dependența noastră de Dumnezeu, fiindcă suntem oameni. Lăudați să fie numele Domnului. N-am să vorbesc foarte mult în seara aceasta, fiindcă fratele a deschis un subiect frumos. Am zis, voi rămânea tot la acest subiect, care fratele l-a citit din Psalmul 39. 39 și voi citi de la versetul 4. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele și care este măsura zilelor mele. Și Duhul profetic vine și îi dă și răspunsul. Frașezor, observați că împăratul David, în psalmii lui, zice, Doamne, spune care este sfârșitul vieții. Îl întreabă pe Dumnezeu. Și fiindcă el era proroc, om al lui Dumnezeu, răspunsul i-a venit imediat. Ca să Dumnezeu să-i facă de cunoscut omului cât de trecător este. Și zice, iată că zilele mele sunt ca un lat de mână și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Deci, viața omului e foarte scurtă. Într-un loc zice, ce-i viața omului? Zboară iute ca supei ca țesătorului, într-un loc spune. Ce este omul? Este un abur care se ridică și apoi se pierde imediat. În alt loc, în Iov, zice, omul este doar ca o scânteie. Stăteam la foc în copilărie, când eram copil și păzeam vacile și aveam obiceiul să dau cu japa în foc și săreau scântei și îmi plăcea când le văd că se înalță cu viteză în sus, cât avea temperatură în ea și la un moment dat se stingea. Nici. Dura foarte puțin, dar eram minunat totuși de lumina, de scânteia aia care s-a născut. Uitați că Dumnezeu, fraților, în scânteia aceasta din viața noastră a pus mare preț. Dumnezeu e veșnic. Dumnezeu e etern. Dumnezeu dorește ca viața noastră, atât de scurtă, să o punem la dispoziția Lui. Și dacă noi ne-am dedicat viețile Lui Dumnezeu, știți ce spune în Proverbe împăratul Solomon? Păzește-ți inima mai mult decât orice. Inima e locul unde Dumnezeu locuiește. Dă-mi inima ta, spune într-un loc. Inima e locul unde Dumnezeu locuiește. E templu Duhului Sfânt, dacă vreți așa. Noi nu suntem niște temple mergătoare pe acest pământ. Înainte era templu vechi, acum suntem noi. Și Dumnezeu locuiește în viețile noastre, în inimile noastre, slăvit să fie numele Domnului. E adevărat că în viața asta de o scânteie, ca un abur așa de scurt, frați și surori, oamenii își fac mari probleme. Pe cât e de scurtă, oamenii încearcă tot felul de lucruri să adune, să strângă și ne prinde și pe noi de multe ori lupta aceasta cu viața. Nu înseamnă că nu-i bine să luptăm și să muncim pentru familiile noastre, să le îngrijim. Dar să știți că cel mai important și cel mai frumos lucru în viața noastră e prezența lui Dumnezeu. Amin. Și fericirea noastră nu atârnă de bunurile care le avem, nu atârnă nici de măsura lor, ci fericirea, spune psalmistul David, fericirea, eu zic Domnului, tu ești fericirea mea. Tu ești bucuria mea. Eu decid dacă Dumnezeu e fericirea mea sau nu. Și aș vrea în această seară, motivați de gândul că suntem trecători. Frați și surori, vreau să vă zic că chemarea la viață, chemarea la o face Dumnezeu. Chemarea la mântuire o face tot Dumnezeu și opțională. Chemarea la moarte
e neopțională. Nimeni nu se pecuiește cu Dumnezeu când și în ce fel. În cimitir sunt cruci și de 3 ani, sunt și de 20, sunt de toate vârstele. Să știți că viața e în mâna lui Dumnezeu. El e dătătorul vieții, El e stăpânul care veghează și ne-a dăruit viață veșnică în Hristos Domnul. Și de aceea trebuie să o prețuim și să o punem la dispoziția lui Dumnezeu. Viața cu tot ce înseamnă ea. Pentru că de multe ori, să știți că oamenii tind să caută refugii și pierd. Pentru că nepunându-și viața la dispoziția lui Dumnezeu. Aș vrea să, dacă mă uit la tineri, tinerii îi bine să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu pentru că poate să-i dăruiască lui Dumnezeu vigoarea și puterea. Nu că Dumnezeu refuză pe bătrâni, nici de cum. Nu refuză pe nimeni Dumnezeu, iubește pe toți. Dar astăzi e ziua în care putem să-i punem inima la dispoziția lui Dumnezeu. Și aș dori să ne rugăm această rugăciune ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt. Și dacă v-ați bucurat azi dimineață, să știți că nu e suficient. Vreau să vă zic lucrul acesta, nu să vă dezamăgesc. Viața cu Dumnezeu e o viață care trebuie să o trăim bucuria întotdeauna. Dar știți ce împiedică? Sunt câțiva virus în lumea asta care împiedică bucuria. Împiedică bucuria, împiedică trăirea la maxim cu Dumnezeu. Și unul din virusii aceștia, Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 4, zice: nu vă îngrijorați de niciun lucru, ci în toate lucrurile aduceți la cunoștința lui Dumnezeu. Toate lucrurile. Să știți că îngrijorarea e un mare microb, un mare virus care afectează viețile oamenilor. În sensul că omul nu-și mai focalizează inima în orice clipă la Dumnezeu. Cineva zicea, o soră era într-o conjunctură de amărăciune și o zis, cum să caut să-L am pe Dumnezeu permanent? Și o zis, în tot ceea ce faci, tu caută să vorbești cu Dumnezeu. Și sora o lua mătura și zicea, Doamne, cum mătur eu casa aceasta și vreau să o fac frumoasă, așa curățește-mi tu inima mea și fă-mi inima frumoasă. Dacă ești la Baușele, cum fratele Nicolae sau alții lucrează la Baușele, poate găsi o formă în care să stea permanent în părtășie cu Dumnezeu. Pentru că vă spun un lucru, frate și surori. Noi zicem de multe ori greșit faptul că am venit la adunare să ne întâlnim cu Dumnezeu. E total greșit. Pentru că noi nu funcționăm pe baza acumulatorului de mașină. Nu. Noi suntem în permanentă legătură cu centrala de sus, cu Dumnezeu. Noi venim aici să ne bucurăm unii cu alții, să-L proslăvim, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Amin. Noi venim în locul acesta ca să ne îmbărbătăm pentru că avem o luptă de purtat. Frați și surori, lupta nu e ușoară. Vă spun, am trecut, pot să zic, un an și ceva, am trecut prin încercarea vieții mele. Și mulțumesc Domnului că m-a adus la capăt. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea mea, hoardele de demoni care au atacat din toate direcțiile m-ar fi spulberat. Dar Dumnezeu a zis un lucru. M-a săpat în palmele Lui. Și pe mine și pe fiecare din locul acesta. Și de aia nu ne poate smulge nimeni, lăudat să fie numele Domnului. Haideți să mergem în rugăciune.